În fiecare zi, pe holurile centrelor de transfuzii sanguine din țară, zeci de persoane imploră pentru o fiolă de sânge. Se întâmplă și în Mehedinți, unde aproape zilnic medicii se confruntă cu acută criza sângelui. Oamenii nu mai vin la centrele de transfuzii să doneze în perioada vacanței de vară, iar spitalele au nevoie urgentă de rezerve. Așa se face că de multe ori pacienții sunt nevoiți să caute ei donatori înainte de operații. Este criză de donatori la Centrul Județean de Transfuzii Sanguine. Numărul acestora este din ce în ce mai redus, în contextul în care cererile din partea spitalelor sunt din ce în ce mai multe. Astfel, este nevoie urgentă de persoane care să doneze sânge pentru a se evita o situație dramatică. A scăzut mult numărul de donatori, de la o medie de 15 pe zi la maxim 10 donatori pe zi, în condițiile în care solicitările spitalelor din județ au crescut foarte mult, s-au dublat în ultima vreme. Pentru a preveni o criză de sânge, în momentul de față avem stoc suficient pentru 4-5 zile pentru solicitările spitalelor, pentru a preveni o criză de sânge facem apel prin intermediul dumneavoastră și prin rețelele de socializare la toți tinerii sănătoși și disponibili în această perioadă să vină să doneze sânge. În disperare de cauză, reprezentanții centrului au apelat la donatorii tradiționali care au fost apelați pentru ca centrul să nu rămână fără rezerve. La prima donare am mers mai mult forțat, sora mea a avut probleme medicale și a avut nevoie de sânge și atunci am mers și de atunci vin periodic. Știți că este un deficit de donatori în această perioadă? Da, ieri am fost sunat, am ratat programarea pe care o aveam în calendarul propriu. Și ieri am fost sunat de la centru dacă pot să vin să donez și am venit. Pentru a putea dona, oamenii trebuie să îndeplinească anumite condiții din punct de vedere medical. Vârsta să fie cuprinsă între 18-50 de ani la prima donare de sânge, femeile să aibă o greutate cuprinsă între 55 și 100 de kilograme, bărbații între 60 și 110 kilograme, să nu fi suferit de afecțiuni cronice, pe cum hepatită, tuberculoză, sifilis, diabet, boli autoimune sau boli infecțioase, să nu fi avut intervenții chirurgicale majore în ultimele 6 luni, extracții dentare, cei care au extracții dentare 7 zile de la extracția dentară, iar la implantul dentar 6 luni minim, tatuajele, iar la fel, trebuie să o pauză de 6 luni de când s-a făcut acel tatuaj, femeile să nu fie în perioada menstruală și 5 zile după oprirea menstrei și să nu se consume alcool cu 24-48 de ore înaintea donării. Donatorii se pot prezenta la centrul de transfuzii în fiecare zi, de luni până vineri, între orele 8 și 12.